Săptămâna trecută, Vasile Cepui a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate de conflict de interese, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene, precum și infracțiuni asimilate celor de corupție în calitate de fost director al Direcției de Sănătate Publică Iași. Guvernul a luat act de existența acțiunii ANI în ceea ce îl privește pe ministrul Sănătății Vasile Cepui, în legătură cu indiciile referitoare la săvârșirea infracțiunii de conflict de interese. Acuzațiile sunt grave și este absolută nevoie de clarificarea acestora în cel mai scurt timp. Domnul ministru se va prezenta la parchetul general pentru a-și prezenta punctul de vedere în acest caz. Dacă se va ajunge la o decizie definitivă care să confirme acuzațiile care au fost aduse în acest moment, domnul Vasile Cepui își va pierde poziția de ministru în Guvernul României, a transmis executivul. Victor Ponta va asigura interimatul la conducerea Ministerului Sănătății în cele 45 de zile prevăzute de lege. Apoi Raed Arafat va ocupa atribuțiile instituției, potrivit Mediafax.ro.